Hello, good afternoon everyone. Hi Silvana. Hi Rocco, bună tuturor. We have some topic about the miracles, like what would it take to have miracles in our life? Avem un subiect despre care vrem să vă vorbim astăzi și acesta este miracolele și cum ar fi să avem cât mai multe miracole în viața noastră. And the question is that what is the space we are functioning from? Și întrebarea este care este spațiul din care noi funcționăm. Like how do you see yourself? Like not just in the mirror, but what is it? What is your personal image that you are functioning from? Cum te vezi tu pe tine? Nu vorbim aici doar de imaginea pe care o vezi în oglindă, dar care este imaginea ta personală din care tu funcționezi? And now we already know we would require a totally different space to function from in order to create magic. Și deja știm că avem nevoie să funcționăm dintr-un spațiu total diferit pentru a fi capabili să creăm magie. But how can we get that totally different space? Dar cum putem ajunge în acest spațiu total diferit? Because one of the problems is that most of the time we are functioning from what we sense in the body. Pentru că problema este că de multe ori funcționăm prin prisma a ceea ce noi simțim în corpul nostru. I'm not just talking about sickness or diseases and pain in the body. Nu mă refer aici doar la boli sau probleme sau dureri în corp. I rather talk about all the different ways how this reality is anchored energetically into the body. Mă refer la felul în care această realitate este ancorată energetic în corp. Because we are continuously sort of like sensing the body and functioning from all these energies that the body amazingly transfers or forwards to us. Pentru că noi simțim corpul și funcționăm în continuu din aceste energii pe care corpul ni le transmite. Like when spring comes or summer comes, people start to be more enlightened, more easygoing and friendly and happier. De exemplu, atunci când vine primăvara sau vara, oamenii încep să fie mai relaxați, mai prietenoși, mai bine dispuși. So in many ways, it's a big question, like in these many ways, how we are really connected to the body. And is that a contribution or is that sort of like against us? Și ne gândim în felurile astea diferite în care suntem conectați cu corpul nostru. Oare este asta o contribuție sau lucrează cumva împotriva noastră? And the great thing, we don't have to make our body wrong for this. Și lucru minunat este că nu trebuie să ne facem corpul greșit pentru asta. So what would it take to still have this amazing capacity of the body to sort of like receiving all this energy and showing us and forwarding it to us so we can have it and enjoy that? Și cum ar fi să putem avea în continuare aceste capacități ale corpului prin care el primește toate aceste energii și la rândul lui ni le transmite nouă mai departe? But also to start to be magical with the body in a sense. We sort of like the body as a tool, we can use it. It's like a gift to access the different layers of this whole reality, like physically and energetically. Și în același timp să creăm miracole cu corpul, adică să putem să folosim corpul nostru la un nivel total diferit în a ne crea realitatea noastră. Like, for example, your body is actually capable to access the physical and energetic reality. And you as a being, you can play with this. Corpul tău este capabil să acceseze această realitate energetică și tu ca ființă poți te joci cu asta. For example, when we are communicating with the molecules, not just energetically, but physically, it's the gift that you have from your body as a capacity. De exemplu, atunci când ne jucăm cu moleculele, nu doar fizic, ci și energetic, acesta este darul pe care corpul nostru ni-l oferă, este o capacitate a noastră.
And these amazing capacities sort of like exponentializing when you allow your body to start to function as the acoustic body, as the infinite being's body that it was originally created. Și aceste capacități ale corpului se exponențializează atunci când îi dai voie corpului tău să funcționeze ca și corp acustic, după cum el în mod original a fost creat. Like, maybe you've heard about these gurus or religious leaders of Buddha or Jesus and all the rest who had the capacity to transform and change the physical reality, which sounds like magic. Cu siguranță ați auzit de diversi lideri religioși sau guru, cum a fost Buddha, Isus, care aveau aceste capacități de a schimba lucrurile în corp, care era considerată magie. And the amazing thing is that maybe in the past people thought that they need a hero, they need someone like a savior, like one person who can change everything. Și interesant este că în trecut oamenii aveau nevoie de asta, aveau nevoie de un erou, de un salvator care putea să schimbe totul pentru ei. But nowadays, something else started to show up that we are the one who has to like step up and start to be in charge and be that magical, each of us. Dar recent, în zilele noastre, ne-am dat seama că, de fapt, noi suntem cei care putem să ieșim în față și să fim acea magie care suntem. Magia este cumva în noi. Like needing a savior was sort of like really amazing until that moment we started to recognize that, oh my God, we have the power, like we can be the ones and each of us can be the one contributing to the future. Da, într-adevăr, era minunat să ai nevoie de un salvator, dar între timp ne-am dat seama că aceste puteri le avem noi cu toții și fiecare dintre noi poate să fie magic și să creeze, să contribuie la crearea viitorului. Like, no need to wait longer for someone else, but we can be the ones to start to have it and experience this really miraculous capacities that we truly have. Așa că nu mai e nevoie să așteptăm să vină nimeni să ne salveze, putem noi să fim aceia care să începem să experimentăm aceste capacități magice ale noastre și ale corpului nostru și să ne dăm voie să le avem. And this is the reality and this is the future we would like to invite you with your acoustic body class that we are going to have in Sibiu next weekend. Și aceasta este realitatea și spațiul în care vrem să vă invităm cu clasa corpul tău acustic pe care o să o avem săptămâna viitoare în Sibiu. Starting on the 28th of January. O să începem vineri, din 28 ianuarie. Of course, with amazing translation from Silvana. Evident, eu vă voi traduce în română. So, what would it take to start to step into that space and have your own experience? What is being magical and miraculous with your body? Și cum ar fi să stai voie să ai tu propria ta experiență, să pășești în acel spațiu și să experimentezi ce înseamnă să fii magic cu corpul tău. In the next few days we will come back with more details and more information and also looking forward to your questions that you would like to hear about regarding this topic. Și vom reveni zilele următoare cu și mai multe informații. Iar voi, dacă aveți întrebări, le așteptăm cu drag. Rocco o să vă răspundă la toate. So, thank you so much. You will find the details in the link below. And looking forward to meeting you again. Vă mulțumesc. Thank you, Rocco. O să găsiți detaliile în comentarii. O să punem un link. Și pe curând. Ne revedem în curând. Thank you. See you. Bye. Bye.